Doi polițiști din cadrul secției 2 care patrulau pe o stradă din municipiul Galați în weekend au observat un grup format din 8 persoane în stare de ebrietate care tulburau ordinea și liniștea publică. Astfel, oamenii legii le-au cerut bărbaților să se legitimeze, însă aceștia au refuzat și au devenit recalcitranți, unul dintre polițiști fiind nevoit să folosească spray lacrimogen. M-a bătut poliția. Cei trei bărbați care s-au manifestat violent au fost prinși, imobilizați și încătușați după intervenția fermă a patrulei de poliție sprijinită de echipaje de poliție din cadrul secțiilor 1 și 5 din municipiul Galați. Ulterior, aceste persoane au fost duse la sediul poliției. Întrucât suspecții acuzau dureri, au fost transportați apoi la spitalul de urgențe din Galați. Unul dintre acești pacienți se află internat în camere de stabilizare, fiind mai grav, necesitând investigații suplimentare. Cei trei tineri răniți au declarat că se aflau pe o stradă din apropierea centrului municipiului Galați după ce sărbătoriseră nașterea copilului unuia dintre ei, iar la un moment dat ar fi intrat în conflict cu polițiștii care au recurs nejustificat la violență. Pe stradă, mergând, era închis și vorbeam cu prietenii un pic mai tare. Și a scos spray și a început să dea și toți ne-am dat înapoi. Și când ne-am dat înapoi, mi-a dat cu bastonul în cap și am căzut jos. Și după aia n-am mai știu ce s-a întâmplat. Mi-a dat cu bocanci în cap, picioare, nu mai pot. Tot așa, degeaba, pe stradă. Fără să ne zică nimic, fără nici bună ziua sau bună seara, ne-au luat cu spray. Și după aia le-a picumnat unul la secție și le-a la bătaie că i-arată cum se face box. Dar arăți ca gabăr, i-arăți cum faci box? Ei spun că nu l-au agresat, n-au făcut rău pe stradă, n-au țipat, n-au zberat, deși strada era plină de oameni, de băieți care țipau, care din toți pe ei i-a luat. Și acolo a chemat întăriri, gardianul, și după aceea a ieșit, ce vedeți? Dacă erau vinovați, da, să presupunem că erau vinovați, că se băteau, că ce făceau, îi duc la poliție, da? Îi duc. Dacă considerăm că trebuie amendați, îi amendăm. Dacă considerăm că trebuie duși la pușcărie, duși la pușcărie. Dar nu e o mortă să rămână cu leziuni pentru toată viața. Sunt băieți tineri, nu? Tinerii au fugit de polițiști, iar oamenii legii au plecat în urmărirea lor. Timp în care polițiștii au fost atacați cu pietre, unul dintre aceștia fiind rănit la mâna dreaptă. Cei trei suspecți s-au opus încătușării, motiv pentru care polițiștii secției 2 împreună cu cei din secțiile 1 și 5 au folosit forța pentru a imobiliza. Se vor cerceta toate aspectele din ordinul conducerii Inspectoratului de Poliție al județului Galați pentru a se verifica dacă polițiștii au acționat conform legii, dar de asemenea și celelalte persoane sunt cercetate pentru ultraj contra autorității. Cazul a fost preluat de către un procuror de la parchetul judecătoriei Galați.